poetul fără de lună. Această lună ar fi nebună fără artiști n-ar exista. Ce-ar fi artistul fără de voi? Eterne suflete pereche cu palme blânde la ureche, aplaudându-ne de noi, strânge spala stângă cu cea dreaptă, pentru cel ce-ți naște bucuria. Și repetă după mine imnul, trebuie să de România. Strânge spalma stângă cu cea dreaptă, pentru cel ce-ți naște bucuria. Și repetă după mine imnul, te sunt artist de România. Poemul tău de azi avea în templul de... Bună seara! În primul rând, copleșită de emoția faptului că văd atâția oameni minunați în această seară aici, și întâmplarea face, minunea de fapt este că sunteți dumneavoastră și întâmplarea că sunt eu aici, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, pentru acest moment inedit. Este încă o ocazie să scoatem la lumină, să spunem, fețele poate ascunse sau nevăzute sau necunoscute ale tulcenilor noștri, și mă simt mândră pentru că astăzi aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră un fiu al orașului pe care cu bucurie observ că mulți dintre dumneavoastră îl cunosc foarte bine. Deci aș spune așa: bine ați venit la acest eveniment, lansare de carte de poezie al acestui artist tulcean cu care noi, generația 69, ne mândrim. V-am așteptat cu drag, dragi tulceni și dragi colegi, să readucem valorile noastre prin poezie azi, vouă tuturor celor ce nu ați uitat acea copilărie cu cheia de gât, care a fost temelia educației și culturii, care ne-a crescut sănătoși. Aceasta este o frumoasă revedere poetică alături de sensibilul și profundul poet tulcean, vă rog să-mi permiteți să-l numesc astfel, Marian Pană, care este aici în fața dumneavoastră. Prea multe nu sunt de spus, este de remarcat titlul volumului, Sentimente împletite, pe care am să rog la un moment dat să ni-l explice, însă, ca o avanpremieră la ceea ce se va auzi în seara asta aici, aș vrea să îl citez pe domnul Pană. Luminile orașului se aprind seară de seară, iar eu, tăcut și îngândurat, privesc la ele. Ieri îmi păreau minune, azi parcă s-o povară. Privindu-le, îmi amintesc tot firul vieții mele. Bine ați venit, domnule Marian Pană, alături de frumoasa dumneavoastră familie, înapoi acasă. Da, vă mulțumesc frumos. În primul rând, bună seara tuturor. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru onoarea de și bucuria de a fi alături de mine la acest eveniment la care nu cu foarte mult timp în urmă nici nu mă gândeam că se va întâmpla sau că se va putea materializa. Vă mulțumesc, doamna Corina Elena Badea. Doamna Corina Elena Badea, pentru cine puțin de dumneavoastră nu o cunosc, este o artistă desăvârșită a noastră, a tulcenilor, o poetă, pictoriță, cântăreață și, nu știu,
în ceea ce privește latura artistică, dar doamna doctor este un doctor de trupuri și un, îmi permis să spun, un doctor de suflete. Și țin să-i mulțumesc într-un mod deosebit pentru ajutorul acordat și pentru fără de care nu știu dacă aș fi putut să reușesc să vă adun pe toți aici astăzi. Dânsa a avut un ajutor substanțial, aș putea spune. Și prin dânsa am putut lua legătura cu domnul, trebuie să-l pomenesc, domnul Valentin Așder, care este directorul editurii Acon din București, cel care a editat și a materializat volumul meu de poezii. În afară de asta am să încerc să mă prezint un pic sau să aduc câteva... Exact asta voiam să întreb. Cine sunteți dumneavoastră, domnule Marian Pană? În seara asta vorbim despre dumneavoastră. Bun. Deci, marea majoritate știe despre mine cam ce și cum, dar am să îmi spun în câteva cuvinte. Bineînțeles, sunt născut în România, în Năvodari. De mic, de foarte mic, în Tulcea, cu părinții, și sunt tulcean jet pe jet, da? De la vârsta de 2 ani sau ceva de genul ăsta. Am avut o viață absolut normală, așa cum am avut cu toții. Școală generală, liceu, și mă bucur că am alături de mine câțiva colegi de liceu. După care a urmat diverse, ca noi toți, diverse slujbe, să zicem, știu eu, și în domeniul privat, și în domeniul de stat. Îl avem aici, printre alții, pe domnul primar, pot să spun așa, domnul primar cu soția, domnul primar Hogea, de care mă leagă și am să spun treaba asta, câteva amintiri plăcute, dânsul, da, am să spun asta public acum, pentru prima dată, în urmă cu mulți ani, foarte mulți ani, când dânsul era viceprimar în Tulcea. Așa. Eu știu exact, să știți, dar în sfârșit, n-am vrut ca să părem bătrâni, știți? Deci în perioada 95-97 am fost undeva la gareni publici, făceam de servici în Piața Veche, toată lumea o știe. Și aveam obicei, pentru că aveam un păr foarte, și țineam la el, apa nu prea mai, în sfârșit, umblam cu șapca aceea de gardian, care, da, era o semi-militar, să zicem, în mână, tot timpul. Dânsul, când mai venea câte un control și mă vedea, mă dojenea, dar cu o dojeană părintească. Pune șapca aia pe cap, că aia trebuie să fie pe cap, nu în mână. Deci asta a fost ca o mică paranteză, da. Deci au urmat și alte slujbe și una dintre ele este cea de pompier, cadru militar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de la care am plecat, ca să zic așa, am demisionat, pentru a emigra în Canada. De 9 ani și jumătate suntem acolo cu soția și 2 copii, pe care nu știu, dar sunt convins că marea majoritate e cu noi, dar îi am aici în față. Soția, cea mai frumoasă doamnă din lume, soția mea, Gabriela. Cea mai frumoasă domnișoară, Rebecca Maria, și cel mai frumos adolescent, Victor Matei. Să vă trăiască și să vă bucurați de... Mulțumesc, să rămână la toată lumea, Doamne ajută! Deci, așa ca o mică... Cred că asta este despre mine. Ar fi multe amănunte, dar cam ăsta sunt. Să zicem acum încă două vorbe despre cum am început să scriu poezie, după care am să vă rog să... Eu voiam să vă întreb așa, până acum, da, din slujbele enumerate, din ceea ce ați făcut în viață, nu am văzut să fie enumerat vreo școală de poezie, vreo școală înaltă de pe arte. Am să vă pun când, puțin mai încolo, aceeași întrebare. Ce legătură este între poezie și... Deci, ați făcut totuși o activitate poetică de-a lungul vieții, de mic copil, din școală, din liceu, în timpul orelor de limba română, cum era când eram noi mici, aveam o revistă a școlii. Ați făcut așa ceva? Știți cum este, doamna Corina? Culmea că eram doar, cred că, un elev de mijloc. Probabil, pe undeva pe acolo, sau puțin peste mijloc, în marea majoritate a materiilor. Adică
Nu am excelat, nu. Te putea gândi că am fost la limba și literatura română un elev eminent. N-aș putea spune asta. Iar activitățile de gen poezie și tot ceea ce înseamnă, știu eu, latura artistică, le-am făcut, cred eu, absolut normal. Ca noi toți cei, generația, cum a spus dumneavoastră foarte frumos, generația 69 cu cheia de gât, 69-70 și așa mai departe, deci se făcea ceea ce se făcea în școală. Atelier, nu știu ce, toată lumea știe asta. Dar nu pot să spun că am excelat, nu pot să spun că am avut o inclinație neapărată. Poezia... Cum ați descoperit-o? Am descoperit-o, să zicem, dintr-o glumă. În liceu, da, am avut la un moment dat 3 sau 4 poezii pe care le-am făcut așa, ca într-o glumă. Și de atunci până la... Acum 3 ani și jumătate, 4, când s-a format un grup, care, acum tehnologia ne ajută să facem asta, foștii colegi de liceu, și ei știu asta, sunt câțiva aici, ne-am reunit pe acel grup de WhatsApp și, la un moment dat, nu știu cum s-a ajuns la subiect, pentru că se discutau toate subiectele, cineva a făcut o remarcă, nu mai știu cine, s-a ajuns la poezie și eu am zis: băi, știți că am făcut și eu poezie cândva, 3-4 în liceu? Pe bune, da, hai, poți să ne pui 2-3 sau strofe sau ceva? Am făcut treaba asta. Bă, sunt bune, chiar mai poți? Și a fost ca un declic așa. Asta e ceea ce pot eu să spun și n-am să explic altfel că asta s-a întâmplat. Dar nu știu, n-am alte cuvinte. Deci trebuie să mulțumim colegilor de liceu această scânteie. Da, au avut un aport substanțial. Aplaudăm colegii de liceu. Și bineînțeles, nu numai, dar acea reuniune care s-a creat după aproape 30 de ani sau ceva de genul ăsta, sau cred că chiar 30 de ani, m-a făcut să încep să scriu. Am scris despre revedere. Eu am multe care nu se regăsesc în... mai am multe poezii. Aici sunt cam, cred că nici jumătate, dar nu asta este ideea. Ideea e că am început să scriu despre revedere. Am mai scris încă una despre revedere. Am început să cred să scriu despre părinți și ușor, ușor și despre dragoste și ușor, ușor și despre alte subiecte și am ajuns unde am ajuns despre astăzi. Despre sentimente împletite. Despre sentimente împletite, trecut și prezent. Aș vrea să vă întreb acum, că văd că vorbiți cu foarte mult suflet despre aceste poezii și despre tot ce s-a întâmplat între colegii dumneavoastră de pe grup. Vă mai aduceți aminte prima poezie sau una din cele 4, măcar 2 rânduri în vers, da sau nu? Cele din liceu, adică care... Din liceu, da. Să știți, deci vreau să adaug ceva. Să știți că nu este nimic pregătit dinainte, între mine și doamna Corina. Hai. Dânsa doar a pregătit câteva idei, dar nu am pregătit nimic, facem așa sau nu. Deci, asta este chiar o surpriză și să știți că am o strofă pe care mi-o aduc aminte și sper să nu greșesc, că poezia se numea O, tu, dragostea mea. Eram o mare îndrăgostit la 16 ani, deci ca toată lumea, da? Bun. Și chiar prima strofă cred că era, și dacă mi-a zis, e cam așa. O, tu, dragostea mea, de ce nu vii? Vino odată, căci eu te voi aștepta, de va fi nevoie, viața toată. Asta e ceea ce mi-am amintesc, prima strofă din acea poezie. Este foarte frumos. La 16 ani. Bravo. O poezie mai puierilă, probabil adolescentină, dar mi-a spus asta și... Da, dumneavoastră m-ați provocat să vă pun această întrebare. Aș vrea să vă mai spun așa, dacă mă uit pe câteva titluri ale poeziilor dumneavoastră, poate că ele, citite pur și simplu la rând, așa cum sunt scrise aici, formează un mic poem. Răsărit de lună, marea, o iubire adevărată părinților mei, în lumina înserării, în vis, delta Dunării. Mereu călătoresc luminile orașului, podul. Aș vrea totuși să ne recitați o poezie și nu știu cu ce v-ați gândit să începeți, dar eu v-aș propune părinților mei. Da, am să adaug ceva pe care trebuia să spun de la bun început. O să mulțumesc că ați venit la toată lumea.
O să vă rog să-mi scuzați emoțiile, pentru că, așa cum a spus marele nostru, regretatul nostru actor, Grigore Vasiliu Pirlic, în Nădale Carnevalului de Caragiale, în filmul acela, ecranizarea din 57 sau ceva, și colegii mei de liceu știu despre ce e vorba, mie, naturelul simțitor, nu pot să mă stăpânesc. Și o să-mi scuzați emoțiile, dacă cumva va curge o lacrimă, sau se va întâmpla asta, puteți să mă aplaudați, dar să mă înțelegeți, că e posibil că să se întâmple asta. O lacrimă care ar putea să curgă într-un astfel de moment este un tribut părinților noștri. Da, am adus de-a lungul vremii, cum așa cum noi toți, probabil pentru cei dragi care i-am pierdut, mult, mult tribut de acest gen. Da, deci m-ați rugat să... Și spuneți, da, este doar o propunere. Mei. Da, este doar o propunere. Bun, dacă o să-mi permiteți și am să caut întâi poezia, pentru că eu le-am scris, dar nu le-am reținut pe toate, nici într-un caz, pe de rost. Deci, poezia părinților mei, așa se numește. Da, mi-e tare dor de ei, de ale lor chipuri blajine. Mi-e dor de părinții mei, ce m-au avut doar pe mine. Numai de dragostea lor, nu m-am îndoit vreodată. Și am știut că tot ce vor, e să-mi dea inima toată. Îmi aduc bine aminte, cât de mult ei mă iubeau, de toți și toate înainte, totdeauna mă puneau. Îmi e dor de mama mea, să o văd cum cântă prin casă. Aș da ani de aș putea să aud cum mă strigă la masă. Îmi e dor de tatăl meu, bărbat farnic și elegant. Așa mi-l amintesc eu, un om vesel și galant. Emoții ce le-au avut la toți pașii mei prin viață, emoții ce le-am văzut, că li se citea pe față. Și când timidul băiat, bărbat s-a făcut deodată, acum știu ce a însemnat, căci acum sunt și eu tată. În inima mea de te uiți, ușor vei putea vedea pe cei mai iubiți părinți, tatăl meu și mama mea. Felicitări pentru aceste frumoase gânduri. Nu cred că există poet care să nu dorească să spună în felul lui, să-și exprime în felul lui sentimentul față de părinți, pentru că ei ne-au făcut oameni adevărați. Și încă o dată aș vrea să subliniez această întâlnire ca fiind o întâlnire de suflet a acestei generații pe care unii tinerii noștri poate o consideră învechită, o consideră că nu ar fi modernă. Aceștia suntem noi. Într-un fel mă bucur că ați reușit să smulgeți lacrimi sau să smulgeți acest tribut. Foarte ușor este. Este foarte ușor. Și m-aș bucura dacă și copiii noștri, la rândul lor, ar putea să ne facă să trăim atât de intens astfel de sentimente. Felicitări, domnule Marian Toane. Și pentru că, am spus, sunteți un fiu al orașului pe care toți cei de față îl cunosc și profesorii noștri l-au recunoscut după atâta vreme, aș vrea, dacă puteți, da, să ne recitați acum, da, Delta Dunării. Pentru că văd că, deși trăiți în Canada, totuși v-ați gândit și la Delta Dunării. Nu știu dacă în această poezie e vorba de pescuit sau de braconaj, nu cred că la asta v-ați gândit. Vreau să recunosc și nu mi-este rușine să spun că eu nu am citit cartea de poezii, pentru că această întâlnire s-a hotărât de ieri pe astăzi.
Adică pur și simplu nu am crezut că voi ajunge în această ipostază. Așteptam să vin, să iau cartea, să iau un autograf și să mă delectez ulterior. De aceea vă las pe dumneavoastră să... Mă bucur că nu v-ați așteptat și că sunteți... Da. Și mă bucur că mi-ați cerut să citesc Delta Dunării, pentru că așa cum ați spus, da, într-adevăr, gândul meu este foarte mult timp în România. Pe locurile și la locurile unde m-am născut și unde am crescut, unde am iubit, unde am... și așa mai departe. Da, și Delta Dunării am făcut-o cu gândul la noi tulcenii. Deci Delta Dunării. Dune albe de nisip, cai sălbatici ce aleargă, ape, nu fer ce se leagă, toate sunt al Deltei chip. Pelicani, egrete albe, pescăruși și cormorani, maestuoși și suverani, ale Deltei, mândre salbe. Peștele ce doar aici are gust desăvârșit. Odată ce te-ai oprit, nu mai vrei ca să mai pleci. Viața simplă, nu ușoară, dar plină de un farmec unic, unde orice localnic cu dragoste te înconjoară. Un Ivan celebru în lume, ridicat dintre pescari, oameni extraordinari, ce Deltei au dat renume. Stuful, papura și lemnul, bogății fără de preț, Tulcea, nume de județ, toate alcătuiesc întregul. Deltă, tu, tărâm de vis, tânără și în formare, mai ai puțină răbdare, am să vin, cum am promis. Bravo! Mulțumesc! Bravo, felicitări! Ascultând această poezie, parcă aș fi în fața cuiva care îmi povestește, îmi descrie Delta Dunării, imaginea se derulează așa, incredibil, este, știți, este exact ca farmecul lui Ion Creangă, limbajul vorbit. Mulțumesc. Am avut, îmi cer scuze că v-am întrebat, am avut norocul, să zicem, să vizitez Delta Dunării foarte, foarte mult. Tatăl meu a fost marinar o viață întreagă, a fost la fostul IPO, după care la fostul OJT. Și prin el am putut umbla mult în Delta, ca să zic așa. Și Delta, da, nu e așa, ne reprezintă ca județ, ca nu. Și nu puteam să nu, la un moment dat m-am gândit la asta și am conceput poezia aceasta și nu puteam să nu o fac, ca să spun așa. Deci, voiam să vă mai întreb așa, aveam câteva întrebări schițate, bineînțeles că nu le putem... eu am răspuns într-un fel indirect de ce sentimente împletite. Totuși vreau să aud și varianta dumneavoastră. De ce sentimente împletite? Cum v-ați gândit la acest titlu? Da, sentimente împletite este și o poezie care nu e neapărat cea mai reprezentativă. Este și o poezie în volum care se numește așa. Și m-am gândit să pun titlul volumului cumva pentru că în volumul de poezii, între toate aceste poezii, se află diverse teme și diverse sentimente pe care eu le-am trăit, le-am încercat și noi toți, bineînțeles, le avem. Numai că Dumnezeu mi-a dat o fărâmă de lumină și am reușit să le pun în niște versuri. Mai bune sau mai rele, dar fiind de diversă natură, atunci m-am gândit eu, având și poezia sentimente împletite, pentru că am împletit trecutul, în unele am împletit cu prezentul, în unele chiar am făcut-o și prezent, trecut și viitor. Și atunci am zis că trebuie să găsesc un titlu la volum, ce aș putea, cum, și zic sentimente împletite, mi se pare potrivit, pentru că exprimă, zic eu, toate trăirile, tot ceea ce am pus eu și acolo. Și pozitive și negative, exact. Și durerile și durerile foarte multe omului, și bucurii, amintiri, da. Și tot. Și cumva așa, în câteva cuvinte, cam așa m-am gândit. Atunci v-aș propune să ne mai recitați o poezie. Dacă nu voi plictisi, bineînțeles. Nu, nu ne plictisiți, noi abia așteptam. Din că plictisesc cumva. Însă nu mă pot decide dacă discutăm de sentimente. În vis sau o iubire adevărată, la ce fel de sentiment vă gândiți dumneavoastră? De deci, când am scris poezia în vis,
Acolo au fost niște... Dacă am sorecit și probabil dacă o veți asculta, o să înțelegeți cam ce am gândit și am simțit când am scris poezia aceasta. O iubire adevărată este o poezie de dragoste, bineînțeles. Dar în vis e mai... Dar o să ne faceți să plângem și la asta? Nu știu, nu cred. Cred că mi-ar place să, da. Da, deci ele sunt de mai mult factori. Dacă ați observat, eu nu sunt, deci n-am acea școală, că m-a spus dumneavoastră ceva cu poezia asta, dar sunt de diferite, sunt și strofe, cum se numesc rimele acestea? Duble, încrucișate, nu? Asta... Nu știu, o putem întreba pe Bun. Doamna profesor. Doamna profesor a trebuit să ne elucideze. Să ne facă o critică după aceea. Bun, deci... Așa, așa, da, așa. Registrăm tot. Așa, așa. Deci poezia se numește În vis. În vis, tu stai mereu cu drag la pieptul meu. În vis, tu mă iubești la fel cum te iubesc și eu. În vis, e atât de multă bucurie, în realitate, nici când nu vor putea să fie. În vis, domnesc doar liniștea și armonia. În vis, stăpână peste toate e iubirea. În vis se află doar tărâmul fericirii. În realitate sunt doar năluci ale închipuirii. În vis lumea e frumoasă și plină doar de bunătate. În vis le dăruim fără condiții și le avem pe toate. În vis pe buze sunt doar 7 de amor. În realitate doar răutăți auzi din gura tuturor. În vis mai am și mai trăiesc o viață. În vis numai seninul mi se deschide în față. În vis, nu mă mai satur să iubesc. În realitate, de toți și toate mă feresc. În vis, sublimul îl văd și îl întâlnesc. Din vis, nici când n-aș vrea să mă trezesc. Căci doar în vis, pe toate eu le am. În realitate, visele toate mi se destram. Nu vi se vor destrăma visele, dar vreau să remarc sensibilitatea dumneavoastră deosebită. Am mai întâlnit scriitori, poeți, care poate în ciuda meseriei pe care o practică zi cu zi, sau poate și un aspect fizic mai robust, mai dur ca privire, dacă... Mi se dacă spune ursul, să știți, un cer exact, de prieteni, mi se spune ursul, dar am suflet de porumbel, o poezie pe care nu o am aici. Exact, constați că în spatele acestui personaj, să spun, pe care ne-l imaginăm noi că ar fi cel din fața noastră, se ascunde de fapt un suflet foarte sensibil. Și vreau să subliniez acest lucru, am deschis întâmplător acest volum la pagina 51 și vă rog din suflet să ne citiți poezia Ulița satului. Okay. Pentru că eu între timp am citit-o cât am putut în timp ce dumneavoastră recitați adineauri. Și eu consider că auditorul nostru deosebit din seara aceasta trebuie să o audă. Da. Deci, părinții mei... Se aude? Da. Părinții mei în ultima perioadă a vieții lor, deci toată viața lor au trăit la oraș, după ce din tinerețe de la sat au plecat la oraș, au revenit, să zicem, sau mă rog, la sat, și cam acolo s-au stins. Și vizitele mele s-au efectuat la sat, la comuna, în comuna de unde este, de unde a fost, mă rog, mama mea, comuna Luncavița. Și la un moment dat am făcut această poezie cu gândul la ei și din nou este o poezie pe care am să o spun, n-am să ascund, am plâns-o mult. E un fenomen, să știți, nu știu cum scriu poezie alți oameni, dar marea majoritatea poeziilor mele, eu le-am plâns. Chiar și de alea de dragoste. Cred că nu știu, am căzut cumva în starea aceea de a crea, zic eu. În sfârșit. Cu siguranță așa este, pentru că dacă nu simți și nu faci ceea ce faci, pentru că așa e scris
și așa simți să faci. Altfel e ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune, da? Dar v-aș ruga să și interpretați, așa cum știți dumneavoastră. Dacă nu o să plâng, o să o interpretez bine. Dacă o să plâng, dacă o să plângeți, vă aducem o batistă, da. Facem o pauză și reluăm filmarea. Deci, ulița satului. Pe ulița satului, la o veche poartă, sărutând fruntea copilului, o bătrână mamă și un bolnav tată. Petrecându-l cu privirea, cu obraji scăldați în lacrimi, încercând să ascundă durerea, ferecată în al lor inimi. Rugându-l pe Dumnezeu să-i călăuzească pașii, avându-l în gând mereu să-i înlăture pismașii. Și ținând cu adorație în buzunarul de la piept, draga lui fotografie, cel mai de preț obiect. Doi bătrâni care încearcă să-și umple timpul rămas, umblând prin ograda săracă, până în cel din urmă ceas. Neștiind ce să mai facă, să-și mai ostoiască dorul, unde fața să-și întoarcă ca să-și mai vadă copilul. Curg lacrimi necontenit din privirea înțețoșată. Cât de mult eu v-am iubit, dragă mamă, dragă tată. Pe ulița satului suflă vântul apustiu și îi șoptesc vântului: copil aș mai vrea să fiu. Felicitări, domnule Marian Pană, să știți că ați rămas copil la acest capitol. Nu aveți de ce să vă cereți scuze, este o poezie care nu are cum să nu-ți ajungă în suflet. Mulți dintre noi trăim aceste sentimente, dar puțini avem curajul sau poate harul de a le exprima. Și nu trebuie să ne fie niciodată rușine de astfel de trăiri, de familia noastră din care ne tragem, pentru că datorită lor am ajuns astăzi aici. Ce voiam să vă întreb? Vă mulțumesc, mă ajutați mult. Dar trebuie să-i mulțumim, doamne Corina, da, merită aplauze. Merită aplauze. Și totuși, atât de legat de locurile în care v-ați născut, în care ați copilărit, foarte legat de colegii dumneavoastră și cu mulți dintre ei ați rămas prieteni. Cum ați ajuns, domnul Pană, în Canada? Da, deci în Canada a fost o decizie foarte grea, să știți. În ceea ce mă privește cel puțin... Acum spune tot. Da, a fost o decizie foarte grea pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, și nu mi-e rușine să o recunosc, și mă bucur că am ocazia să o spun, eu totuși mă consider un patriot. Chiar mă consider un patriot. Și... deși sunt convins că multă lume critică diaspora, ne critică pe noi cei care am părăsit țara și poate într-o oarecare măsură pe bună dreptate, dar am ales probabil cei mai mulți dintre noi din disperare de cauză pentru copiii noștri și așa mai departe. Probabil că pentru visul acela vestic și în ideea că va fi totul extraordinar de deosebit și de grozav, am zis, hai să facem pasul ăsta și vom mai vedea. Numai că, și acum am să spun două vorbe pe care poate mulți nu le știu, despre emigrare, ceea ce înseamnă trecerea oceanului ca emigrare, nu este același lucru cu a emigra în Europa, cum avem foarte mulți dintre noi plecați în Europa. De ce spun asta? Pentru că din Europa este mult mai ușor din tot ceea ce înseamnă fizic, pentru că fusul rar este extraordinar de greu de a-l schimba, material, deci financiar, este la fel un efort extraordinar. Și atunci și mai sunt mai ales condițiile de acolo, adică Nord America în general și Canada în special, a zice eu, e o țară, Canada, da, în care nu este 99% nu este drum de întoarcere. Deci dacă ai făcut pasul de principiu, este foarte greu, pentru că te rup de aici,
intri, te acomodezi acolo destul de greu, cu multe, și la un moment dat, pentru a reveni, adică e una să pleci la, și să nu se supere cineva, că poate în Spania, la căpșun, să zicem, pentru 2 luni, da, ca să fac un ban, cum se spune la noi, la români, și e cu totul altceva să emigrezi într-o țară peste ocean. Nu poți să faci lucrul ăsta. Nu poți să pleci pentru 3 luni, pentru 6 luni, în ideea că fac niște bani sau un an de zile și mă întorc. Nu. Acolo, dacă ai făcut pasul ăsta, lucru pe care eu nu l-am știut, sincer, și nu l-am realizat la momentul când noi am plecat. Dar am făcut-o, acum mergem înainte, inima mea, în cea mai mare parte a ei, se află și va rămâne aici. Eu îmi doresc ca sfârșitul pământesc pe care toți îl avem, să mi-l petrec aici și să mă găsească cumva aici. Ce va fi, numai bunul Dumnezeu va ști și El ne va hotărâ soarta fiecăruia, dar Canada, cam asta s-a întâmplat, adică la știu eu, laudele stânga și dreapta, toți prieteni, rude, că este foarte bine. E bine, dar să știți că este și foarte greu, pentru că nu e ușor deloc să te rupi de tot ceea ce înseamnă. Am o poezie care se numește Singuraticul Copac. Și la un moment dat am avut viziunea asta, că omul, și nu e viziunea mea, eu am fost primul care am avut viziunea asta, dar cred că toți gândim asta și putem gândi asta, omul e ca un copac. Deci cu cât e mai tânăr, nu? Și știm asta cu toții. Cu cât e mai tânăr și îl dezrădăcinezi dintr-un sol, cu atât mai ușor se va prinde într-un alt sol. Dar luându-l ca un copac adult, dezrădăcinându-l dintr-un sol în care el s-a format ca și copac, nu? Și încercând să-l planteze în alt sol, sunt șanse sau nu, mai mari sau mai mici, ca acel copac să înflorească din nou. Așa am văzut eu omul și așa am simțit eu și de-aia am făcut la un moment dat Singuratul Copac. În ideea asta, așa am avut. Asta se întâmplă, să știți, cu emigrarea în general, ca să știe. Deci, așa că m-ați întrebat de Canada, deci am ajuns poate dintr-o întâmplare, dar... V-am întrebat tocmai pentru că veniți din Canada. Poate dacă veneați dintr-o țară mai apropiată României, poate aș fi întrebat sau poate n-aș fost atât de curioasă la răspunsul dumneavoastră să înțeleg că a pleca acolo, că practic este o altă lume. Este absolut. O altă lume. Absolut. Este un mare curaj și poate ține de oamenii curajoși, puternici. Nu știu, colegii dumneavoastră au rămas aici, dumneavoastră ați plecat, fără a face deosebire între de ce ai rămas, de ce ai plecat. Știți, ca o glumă neplăcută și este valabilă nu numai la români sau la cei care au plecat în Canada, este valabil și în neamul mamei mele, de exemplu. Dacă ai plecat, ne-ai lăsat pe noi la greu și ai plecat, da. Ești laș. Dacă n-ai plecat și ai rămas, ești laș, că ai rămas aici cu regimul de aici. Deci cum o dai, oricum nu-i bine, să știți. Și vorbesc că și la noi, la Macedon, există aceeași situație cu cei din Grecia, cei din Macedonia, cei din România și așa mai departe. Până la urmă, fiecare merge pe calea lui. Și nu cred că trebuie să judecăm pe nimeni și nu suntem noi în măsură, nu suntem noi aceia în măsură să judecăm. Și ca să facem așa o trecere de la discuția aceasta sau să rămânem cumva în același ton, ne spuneți și nouă de tânăra democrație? Da. Două vorbe printr-o poezie? Cu mare plăcere. Da, până găsiți, știam, dar am uitat-o. Aș vrea să vă anunț că, după cum ați văzut, domnul Marian Pană este un poet sensibil, un poet care, după părerea mea umilă, a abordat foarte multe aspecte ale poeziei, să spun, și totuși explicațiile dumnealui profunde ne arată că mai are încă multe de spus. Acest prim volum de poezii va fi oferit dumneavoastră tuturor cadou cu autograful poetului și v-aș ruga foarte mult să treceți pe la dumnealui, să luați acest autograf, pentru că acest frumos gest de a-l oferi tulcenilor lui este lăudabil și este păcat să nu plecați cu o carte de aici. După care, dumnealui și familia vă invită la un mic... Aperitiv, să zicem. Aperitiv, da. Un mic aperitiv. Un fel să ne meargă bine, da? Da, da. Adică să
Se mai comunicăm un pic după, între noi. Deci, Tânăra Democrație, am făcut-o, bineînțeles, nu așa cum spune și titlul, gândindu-mă la societatea în care trăim astăzi, gândindu-mă și chiar și la plecarea mea, la motivele plecării, nu-i așa? Și cred eu că o să fiți de acord cu mine că tot ceea ce am scris eu aici cam e așa, deși mulți condamnă perioada comunistă, eu zic că pe lângă multe lucruri și multe orori, să zicem, totuși au fost și lucruri bune în acea perioadă. Deci, Tânăra Democrație. Suntem liberi ca să spunem și să facem tot ce vrem. Mult dorita libertate, iată, dar că o avem. Învățăm democrația, deșifrând-o pas cu pas, încercând să progresăm cu puținul ce a rămas. Câmpuri încă mai așteaptă duduitul de tractoare. Din bogatele ogoare mai sunt câteva răzoare. Din uzine și din fabrici ce altădat n-aveau perechi, au rămas doar amintiri și un morman de fiare vechi. Ciuta încă mai aleargă, încă are lăstăriși. Vulpea își mai lungește coada, stând cu capul în tufiș. Pelicani, egrete zboară, caii mai aleargă liberi, toate încă le găsești pe ale țării dragi întinderi. Și în loc de vrednicie am ales să așteptăm, să ne cumpere străinii, pe nimic glia s-o dăm. Dacă asta e tot ce aduce și înseamnă democrația, nu mai vreau niciun proces, însemnez singur detenția. Plânge țara, plâng și munții, plânge neamul românesc, plânge Dunărea și Prutul de pământul strămoșesc, plânge marea învolburată și în câmpie ardea iama, să mai stingă din dureri, nimeni nu le mai ține seama. Felicitări! Mulțumesc! Voiam să vă mai întreb așa, de ce până acum nu v-ați gândit sau poate care ar fi motivul pentru care nu ați publicat poeziile într-un volum? Pentru că de când am început să scriu, de când spuneam de acum 3 ani și jumătate, să zicem, nu m-am oprit din scris. Și deci nu ați avut timp. Nu am avut și, da, și nici timp, cumva, că necesită și timp. Și nici nu m-am gândit la modul foarte serios. Adică eu am scris și atât. Și colegii știu foarte bine, pe care câțiva cei care am împărtășit, cam toate poeziile, în afară de soția, bineînțeles, și ei știu foarte bine că eu am scris continuu cumva, mai pueril sau mai puțin pueril, depinde, dar am scris continuu și nu m-am gândit, ci doar la un moment dat, nu știu cine a început primul să-mi spună, mă, sunt destul de bune, de ce nu le pui într-un volum? Pentru că nu intenționez asta neapărat, scriu și atât. Pune-mă într-un volum, că e păcat, de ce să nu rămână ceva, nu? Așa cum se spune, plantăm un copac, creștem un copil, zidim o casă. Vedeți că, fac o paranteză, mă iertați, faptul că le-ați strâns într-un volum a făcut să vă adunați astăzi toți colegii împreună. Ceea ce la ora asta ați fi discutat pe WhatsApp păreri despre poeziile lui Marian Pană. Nu e mai bine așa? Este foarte bine și încă o dată vă mulțumesc, tare îmi sunteți dragi. Și da, e un prilej că v-am adunat pe mulți dintre voi, că pot să spun voi și câțiva pot să spun dumneavoastră, dar pe mulți dintre voi v-am adunat să vă văd și să fiți alături de mine, așa cum am spus în, am publicat pe Facebook, să fiți alături de mine la acest frumos eveniment, să trăim împreună emoția, eu nu o trăiesc, asta e clar. Și încă o dată vă mulțumesc pentru prezență. Am să vă aplaud eu. Aș vrea totuși să vă mai întreb un lucru. V-ați gândit să dedicați cuiva această carte? Eu v-aș da unul din răspunsuri, colegilor. Una din variante. Cred v-ați gândit să oferiți această carte ca omagiu, în memoria cuiva sau să o dedicați cuiva? Să știți că, sincer, nu m-am gândit. Deci v-am spus, totul este... Nu m-am gândit asta, dar... familia mea, soția mea, deci tot ceea ce înseamnă sentimente, deci nu e nevoie, dedicat
este, pentru ei este complet dedicat orice, dar da, dacă ar fi să dedic cuiva acest prim volum, zic eu, nu știu, sau acest volum să zicem, cred că cei mai îndreptățiți și cei mai ar fi colegii mei, cărora le datoresc cumva acel declic. Și cred că da, am să spun dacă mă... Așteptăm o chiuială de la colegi. Da, am să dedic colegilor. Și nu numai lor. Ce voiam să vă mai întreb? Dacă v-ați gândit măcar de acum încolo să faceți o carieră din poezie? Cu tot ce înseamnă ea profesional? Sincer, nu. Nu m-am gândit la așa ceva, pentru că în primul rând ocupația care o am acum ar trebui să o lepăd, zic eu. Meseria dumneavoastră, da, ocupația. Adică, cei mai mulți știți, sunt șofer de camion. Un simplu șofer de camion sunt în Nord America, nimic altceva. Și nu m-am gândit serios și nici nu mă gândesc și vă spun și de ce. Pentru că, după părerea mea și din marele păcat, cartea în general, nu numai poezia, nu mai este citită din diverse motive. Tehnologia a evoluat foarte mult și știm cu toții asta. Generațiile s-au schimbat, nu-i așa? Generațiile noastre cu cheia de gât, cum spuneați noastră, și generațiile dinaintea noastră au citit foarte mult. Eu am făcut-o și nu m-am oprit din citit și am avut la un moment dat posibilitatea să citesc enorm de multe cărți. Eram abonat în țară, eram abonatul Bibliotecii Județene și aveam mult timp, am fost șofer de director, ca să zic așa, și în așteptările mele, pentru că se întâmplă chestia asta în meseria aceasta, aveam cărți cu mine. Și, din păcate, nu am găsit-o pe fosta mea șefă, care e o doamnă deosebită. Mă găsea în mașină cu cărțile citind. Am citit multe, zeci de volume. Și spunea, măi, domnul Marian, dumneata ești o brânză bună în burduf de câine. Te văd că citești. De ce nu? Aveam în jur de 30 de ani în perioada aceea. Eram proaspăt căsătorit, eram frumos, eram... Nu că acum n-am mai fi frumos, da? Și zice, de ce nu faci dumneata o facultate? Și îi spuneam, doamna diaconu, așa se numește doamna, diaconu Rodica. Doamna diaconu, am 30 de ani, ce facultate să mai fac acum la vârsta asta să mai încep? Am familia, nu se poate. Nu ar trebui să faci. N-am ascultat-o. Dar ceea ce vreau eu să spun e că m-ați întrebat de poezie, nu se mai citește, pentru că astea sunt vremurile și atunci cineva mi-a spus, pune să dai și tu cu 20 de lei cartea. Nu, sunt prietenii mei. Unu. Doi, nu aș face bani din asta și din păcate nu cred că se mai fac bani, nu știu, nu sunt bine informat, foarte bine informat, dar nu cred că se mai face bani din vânzarea de carte. Și atunci nu m-am gândit să fac o carieră din așa ceva. O fac numai de plăcere, am bucuria că am reușit să fac ceva și să las ceva după mine. Mai departe nu mai știu, dar deocamdată nu cred. Vă felicit pentru acest mod de gândire. Și mulțumesc. Undeva mă așteptam la răspunsul acesta, dar să știți totuși că ce ați făcut dumneavoastră acum este un act artistic deosebit și eu sunt sigură că va urma volumul 2, volumul 3 și până la urmă este și aceasta o carieră. Chiar dacă este făcută pentru, cum spuneți dumneavoastră, pentru tine, pentru sufletul tău, veți vedea că încet, încet nu va fi așa. Eu nu cred că nu mai sunt cititor de poezie, doar că trebuie să ne găsim. Adică cititori de poezie sunt și vă pot da exemple. Aș vrea să v-am făcut cunoștință mai devreme cu doamna Dorina Taifas, de exemplu, care este un exemplu clar că vârsta nu cunoaște, arta nu cunoaște vârstă, mă iertați, doamna profesor Kalenic, doamna Hogea și lista îmi cer iertare dacă uit pe cineva, că așa se întâmplă întotdeauna. Deci vârstă, arta nu cunoaște vârstă. Uitați-vă și muzică și peste tot în pictură, poate că toate sunt la timpul lor. Viața te-a lăsat întâi să te dezvolți, să crești, să te educi, să-ți găsești drumul, să-ți faci o familie. Și apoi ți-a dat timp și pentru sufletul tău, pentru acest, să zicem, hobby, dacă vreți. Și cred că asta e cea mai bună situație. Pentru că o astfel de carieră poate începută prea devreme la tinerețe, te lăsa fără o familie, poate te căsătorai mai greu, poate nu era niciodată momentul să apară un copil, știți, exact cam ca la medici, așa.
Eu zic că sunteți unul din favorizații sorții, faptul că ați reușit să vă clădiți temelia vieții dumneavoastră în primul rând și după aceea și această frumoasă parte artistică. Da, mulțumesc. Cred că a fost și faptul că noi am plecat, a fost cumva, pentru că m-a adâncit foarte mult în gânduri și în deci dorul de casă, ca să zic așa. Pentru că dacă, așa cum am spus, e o perioadă de timp foarte, 3 ani jumate, deci conjunctura, deci fiind acolo plecat și dorul de casă, am foarte multe poezii în care eu îmi exprim dorul de casă, să zicem, cumva, și de persoane și locuri natale. Iar după părerea mea, poezia este o formă de emoție concentrată, adică dacă proza, zic eu, nu știu, poate greșesc, nu mă pricep, nu sunt, dar așa, așa o văd eu. Adică citind o carte, o proză, nu, o duci de la în câteva zile, să zicem, pe când o poezie o citești în câteva minute. Poezia, după părerea mea, e o emoție concentrată. O emoție care atunci o trăiești imediat. Ce să zic? Acesta este un termen, emoție concentrată, sau este, cum să spun, vă aparține această expresie? Este o expresie deosebită, așa mi se pare acum, de asta v-am întrebat. Am găsit acum, nu știu dacă am citit-o, n-am spus nicăieri. Da, este foarte frumos spus. Mulțumesc, da. Vreau doar să spun câteva cuvinte, până înainte de a mai continua un pic. Sunt onorat, pe lângă prieteni vechi, am să vreau să îmi permite să fac asta, pentru că prezența dumneavoastră sau a voastră, a tuturor aici, nu pot să o trec cu vederea. Mă bucur mult că sunt și vreau să punctez un pic așa. Deci, am aici, și am să încep așa, cumva, că întâmplarea face, am aici, printre voi, pe, am să spun asta, pe cel mai bun prieten din copilărie, care se numește Remus Cucerabi, cu soția, și pentru care îi mulțumesc că a venit. Și este, am să spun un lucru, dacă o să-mi permiteți, am să spun un lucru, te pup, Remus, și Mirela. El este și salvatorul meu. Un scurt episod, într-un minut, într-o poate vacanță. Poate faceți și în versuri. O să trebuiască să-i fac. În vacanța dintre treapta 1, treapta 2, cum era la noi atunci, a 10-a spre a 11-a, eram la Valeria, vasul acela răsturnat, care încă mai există, din câte am înțeles, la malul Dunării, acolo, la Dunărea Veche. Nu mai există? Mă rog, era. El este un înotător foarte bun, eu eram începător. Dacă nu era el, eu nu mai eram astăzi aici cu volumul de poezii pe masă. Pentru că eu am fost pe punctul de a mâneca, el, datorită lui, că a avut prezența de spirit extraordinară, de eu începeam să mă pierd, în sfârșit, nu mai contează amănuntele, dar el a avut prezența de spirit de a mă împinge de dedesubt, de sub apă și a mă salva. Deci pentru asta îi mulțumesc și am zis mai în glumă, mai în serios, dacă vreodată câștig la loto o sumă imensă, el e primul pe care îl ajut. Da, deci putem să-l aplaudăm. Chiar putem, e cel mai bun prieten al meu. Și vă aplaud și pe dumneavoastră, pentru că eu personal de aia nu joc la loto, pentru că dacă aș câștiga, spun, recunosc și mă voi ține de cuvânt, o voi dona-o toată. Așa. Câștigurile nemuncite nu sunt binevenite niciodată. După care am un fost coleg de la Gardienii Publici, pe care domnul Fogea e posibil să-l cunoască sau nu, acolo cu soția, domnul Radu Daniel. Am fost colegi de la pompieri, câțiva, cei mai mulți dintre ei, pentru care, drept pentru care le mulțumesc. În față, aici, chiar îl avem pe actual domn inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Tulcea, domnul colonel Petrov Daniel. Deci suntem în siguranță. Un om pe care și ofițer și subofițer în rezervă, îi văd în spate, da. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Un domnul colonel, și vreau să spun asta, domnul colonel Petrov Daniel este un om deosebit. Noi ne cunoaștem de foarte mult timp, puțin mai, nu foarte bine neapărat, dar ne cunoaște de mult timp. Este unul din oamenii, și țin să spun asta, unul din cei mai integri oameni pe care eu i-am cunoscut vreodată. Și un om de un profesionalism desăvârșit. Un pompier și un salvator desăvârșit. L-am văzut în acțiune, l-am văzut cum, deci este acel militar de carieră
imaginea, întruchiparea acelui militar de carieră și acelui om și îi mulțumesc încă o dată pentru prezență. Permiteți-mi, vă rog frumos. Vă rog, chiar vă rog. Permiteți, eu vorbesc destul de clar, tare și concis ca să fiu auzit în spate. Mulțumesc pentru cuvintele. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase, Marian, dar tu trebuia să știi că la noi în meserie există un singur concept și anume nu există termenul de individ, ci întotdeauna există termenul de echipă. Eu v-am spus că e un profesor de săvârșit, da? Întregii echipe și întregului colectiv. Mulțumesc și eu, domnul colonel, pentru prezență. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și dacă nu comit cumva o eroare, pentru că în perioada de pandemie am colaborat foarte mult. Așa este. Așa este? Deci dumneavoastră sunteți domnul Petrov, cu care vorbeam la telefon, care, da, nu ne-am văzut niciodată, însă, într-adevăr, mi-aduc aminte că a fost o colaborare excelentă în momente de stres, de stres adevărat, în care calmul era foarte important. Felul în care vorbeai, felul în care abordai o problemă. Acum îl văd prima dată, să știți că am vorbit mult cu dumnealui la telefon. Ați văzut, în de, ce l-am ați văzut de ce l-am chemat? Mulțumesc. Și eu îi mulțumesc. Nu aveți de ce. Și am să continui un pic ca să termin cu prezența tuturor în câteva cuvinte. Exact. Vreau prin asta să, cum să spun, să-mi exprim gratitudinea pentru faptul că ei au venit. Deci, este Radu Daniel cu soția, a fost coleg și un bun prieten. Sunt, și l-am să-i numesc pe fiecare în parte, foarte mulți colegi de tură, ca să zic așa, și nu numai de la pompieri, rezerviști și încă în activitate. Sunt prieteni din copilărie, îi văd acolo, sunt câteva rude, colegi de liceu, câțiva, da? Un alt prieten bun și un cadru activ în faza aici, Luci Profir, e un prieten foarte bun, la care țin foarte mult, nu că aș ține la voi toți. Așa, acolo am alte rude, niște nași, ai soții, în sfârșit. Deci colegii de liceu, cumnata mea care se ascunde acolo, soacra mea care este chiar aici în față. Și cred că am trecut cam pe toată lumea, sper că n-am uitat pe nimeni. Am ținut mult să-i prezint, ca să zic așa. Mă bucur foarte mult că ați făcut-o. Câteva cuvinte. Pentru că dumneavoastră sunteți cel mai în măsură să faceți această, vă mulțumesc aceste tuturor prezentări. Pentru prezență. Acum, vă mulțumesc. Vă iubesc. Știți că eu v-am propus să pregătiți 10 poezii, numai că socotelile de acasă nu se potrivesc absolut niciodată, da, și aș dori să lăsăm publicului, da, să citească restul de poezii din carte, pentru că pe noi deja ne-ați convins cu calitatea sufletului dumneavoastră, gândirea sănătoasă pe care o aveți. Este părerea mea. Mulțumesc. Încerc. Bănuiesc că sunteți și un luptător, un om, dacă aveți astfel de prieteni, de obicei ce se aseamănă se adună, știți? Sau oamenii se aleg, cum spun eu. Și propun să lăsăm cartea cititorilor să o citească acasă, pentru că aș vrea totuși să readuc aminte și să salut această onoare pe care ne-au făcut-o grupul de profesioniști, familia Hogea, doamna profesor Floarea Calenic, oameni poate mai în măsură, cu mai multe cunoștințe în domeniu și poate mai în măsură să jurizeze astfel de lucruri. Și aș vrea, dacă nu se supără, să ne spună un cuvânt despre cum li s-a părut artistul, fiul Tulcei, Marian Pană. Iar eu am să vă cedez microfonul, pentru că o să luați pe doamna Corina să... Vă rog, eu am să stau în picioare. Nu, rămâneți aici, că despre dumneavoastră este vorba. Dacă tot am fost citat și... Mulțumesc, doamna profesoare, că m-a lăsat posibilitatea să intervin primul. Trebuie să merg și în piața civică, unde știți că este o altă manifestare. Generația 69, da? Cu o cheie de gât. Bă, fraților, aș purta 10 chei de gât numai să fiu generația 69. Așa că este într-adevăr un moment emoționant pentru toată lumea. Eu sunt invitatul, de fapt, al doamnei doctor, dar în momentul când am văzut postarea și invitația, mi-am dat seama că pe domnul cunosc, lucru pe care mi l-a confirmat când am aruncat o privire de la gar. Și îi spuneam soției, este un fost coleg de-al meu, într-adevăr,
de la gardienii publici în Piața Veche și așa cum bine a spus, avea un păr negru creț foarte frumos, se plimba țanțoș prin Piața Veche și cu ochii albaștri, fermeca toate vânzătoarele, doar le fermeca, doamnă, să știți, fermeca toate vânzătoarele din piață și evident că cascheta aia tuflită îi lua din prestigiu și tot timpul era cu ea sub braț și ea trăgeam atenția că uniforma trebuie respectată cap-coadă. O surpriză, într-adevăr. Acum spuneai de, și m-am adus aminte de un banc, unui coleg că ești dator și că dacă ai câștiga la loto, i-ai da... Așa simt. Da, era o întrebare adresată cuva, zice, domnule, ce faci dacă câștigi 1.000.000 de lei? Păi zice, voi plăti toate datoriile. Păi ce, și restul să mai aștepte, că când mai câștig o dată. Așa și cu domnul. Acum, cred că o lună și jumătate, cineva care mult mai tânăr decât Marian, dar care actualmente este component al poliției locale, da? Urmașa cumva a gardienilor publici, a lansat și iată, nu întâmplător, un volum de poezii, tot aici la Casa Avramideca, dovadă că surpriza poate să apară din tot felul de categorii socioprofesionale și să țâșnească oameni cu spirit, oameni cu cunoștințe, cu suflet, cu emoții. Și iată, Marian, într-adevăr, cum spunea și doamna doctor, cu privirea asta puțin cam dură, nu ai putea să crezi că este aplecat și în zona poeziei. Și iată că o face și într-adevăr este de lăudat și actul de generozitate de a oferi tuturor tulcenilor acest volum, să spunem, fără, așa, din dragoste și din emoția revederii. N-am știut, pentru că o lungă perioadă de timp nu l-am mai întâlnit pe domnul Pană, n-am știut că, acum aud că ai plecat cu familia în Canada. Când ai citat familia, mă gândeam, zic că dacă o miști pe soacra, zic că ai terminat-o. Dar bine că ți-ai revenit și ai spus la urmă, da? Și spunea că este un patriot și, într-adevăr, la cei care pleacă, sentimentul de patriotism este mult mai concret și mai prezent decât poate multora dintre noi care trăim aici și cu bune și cu rele. Și acum spunea Marian de democrație, eu am auzit o vorbă foarte interesantă din partea cuiva, care îmi spunea, domnule primar, știți ce este democrația? Zice, este lungimea lanțului de la iluzie la realitate. Cam asta este cu democrația, mai ales democrația noastră românească, pentru că noi întotdeauna trebuie să fim puțin mai altfel decât ceilalți. Îl felicit pe Marian pentru cadoul pe care ne-l face. Este într-adevăr extrem de sensibil, nu l-aș fi bănuit de această sensibilitate. Nici eu n-am știut. Mă bucur să-l revăd și într-adevăr poate reușește să mai ne încânte cu un volum de poezii. Îi doresc succes, îl felicit pentru frumoasa familie. Pe soacra o cunosc mult mai bine, da? Pentru că am avut tot felul de discuții pe perioada mandatelor mele. Îți doresc multă sănătate ție, familiei, foarte multă inspirație și ori de câte ori te apucă dorul de țară, știu că este complicat să vii, eu am nașii mei de cununie în Canada, dar noi te așteptăm cu toată dragostea și cu sufletul în palmă. Felicitări, mulțumesc! Dacă îmi dați voie, am să-i îmnesc domnului primar o carte, pentru că am înțeles că e posibil să plecați mai repede. Da, da. Și atunci, ca să nu plecați cu mâna goală, am să vă dau deja o carte. Mulțumesc, și după care am să dau și eu. Mulțumesc, cu mare drag. Și cu toate. Mulțumesc și eu pentru prezență. Doamna profesor Floarea Galenic. Da, eu sunt și... Nu, mulțumesc mult. Încă, deși am o vârstă, pot să stau în picioare. S-a pomenit anul 69. Să știți, da, că pentru mine este un an semnificativ, pentru că atunci am venit în Tulcea, prin căsătorie. O coincidență fantastică. Și de atunci sunt tulceancă îndrăgostită de acest ținut.
Așa cum a spus domnul primar, în vara aceasta sunteți al doilea care vine cu un volum de versuri. A fost întâi Laurențiu Blându, polițist. Și acum dumneavoastră ne faceți o mare, mare, mare bucurie. Ceea ce ați spus dumneavoastră despre poezie, cum ați definit-o, emoție concentrată, asta înseamnă. Deci nu trebuie studii pentru poezie, nu trebuie facultăți de filologie, nu trebuie, știu eu, cenacluri. Dacă simți cum trebuie, dacă ai simțire, dacă ai sentimente, dacă ești un om adevărat, atunci creezi poezie. Iar așa cum v-am intuit eu când v-am cunoscut, dar mă bucur enorm, îi datorez unei prietene invitația, mă bucur enorm că am venit, mă bucur mult că v-am cunoscut, mă bucur că doamna Corina Badea, față de care am o admirație profundă, ați făcut acest moment. Și este un moment care va rămâne în sufletele noastre, pentru că ați oferit ceea ce trebuie să ofere un om. Ați oferit emoție și se vede că sunteți un om care trăiește din plin viața și exprimați în poezia noastră tot ceea ce este etern, uman, tot ceea ce ne caracterizează pe toți. De la copil, la părinți, familie, soție, copii dumneavoastră frumoși și soția frumoasă. Mulțumesc! Și apoi la probleme sociale și să știți că mi-a plăcut, chiar m-a impresionat foarte tare poezia Tânăra Democrație. Pentru că, din păcate, și îmi sesizați durerea, din păcate, ceea ce surprindeți dumneavoastră în această poezie, surprindem cu toții. Eu am trăit, deci și în comunism, trăiesc și acum. Nu pot să spun că este o diferență, nu trebuie să ne legăm de tânăra generație. Fiecare generație își are preocupările ei, dar eu am o nostalgie pentru anii în care eram profesoară, în anii comunismului. Este o nostalgie pe care mulți dintre dumneavoastră cred că mi-o vor înțelege. Vă felicit din tot sufletul și pentru că trăiți acolo, în Canada, unde am și eu câțiva prieteni, și pentru că prima poezie la care am deschis cartea, da, se numește Colindul străinătății. Chiar vă rog. Dați-mi voie să citesc puțin din poezie. Chiar vă rog. Pentru că a fost o întâmplare, dar este foarte frumoasă și să știți că este în rimă împerecheată. Mulțumesc pentru critică. Trebuia, nu, cineva să și critice. Adică nu numai aplaudăm, apreciem. De altfel am văzut că aceasta e rima preferată. 1 cu 2, 3 cu 4. Deci trebuia să neapărat să mă gândesc. Spuneți așa. Da. Sigur, colindul singurătății și cum se începe, se vede. Lerui ler și dorui dor. Am plecat de pe un pridvor. Am plecat să colindăm și pe Domnul să-L aflăm. Plecat am cu mic, cu mare, am trecut chiar și hotare, cu credință neclintită și speranță nemărginită. Lumea întreagă am colindat și pe Domnul n-am aflat, căci El se afla, vezi bine, El sălășluia în tine. Am urmat către un țel, deseori uitând de El. Căutat am numai banii, nevăzând cum zboară anii. Și tot timpul am promis, și în gând, dar și în vis, venim să vă colindăm, sănătoși să vă aflăm. Te rog să mă ierți, măicuță, te rog, nu mai sta în uliță. Anul ăsta nu venim, dar să știți că vă iubim. M-a emoționat, o citesc pentru prima oară, adică vă las să-mi acum. Am pus mâna pe volum. Cu toată dragostea vă spun, cu dragostea de tulceancă, că sunteți un om deosebit și arătați în poezie, dar m-ați impresionat ca om. Și Corina, felicitări pentru felul în care ai moderat. Deci vinovatul principal, sigur. Mulțumesc din suflet, doamnă. Mulțumesc foarte mult pentru apreciere și pentru prezență, bineînțeles.
La urmă să dau câte o carte tuturor, nu e nicio problemă. Aș vrea să fac o mică completare. Deci se întâmplă niște lucruri nepregătite. Absolut. Pe care nu le-am regizat, pe care nu le-am pregătit dinainte. Nu am avut. Și cred că publicul este în asentimentul meu să vă spun, în loc de felicitări, că ați trecut astăzi acest examen al vieții cu nota maximă. Mulțumesc. Dacă cineva mai dorește să ia cuvântul, să spună ceva. Colegii, gașca mea. Poate o să-mi dați voie să invit eu? Vă rog. Am să încep așa, ca să spargă gheața. Așa cum vrea spus, să-i așezați aici, da. Să vorbească de față cu toată lumea. Am să, pentru că zic eu că e bine să înceapă totuși cineva care a mai făcut-o, aș zice eu. Nu, și e mai... Pe domnul colonel am să-l invit primul, pentru că să îmi spună câteva cuvinte, zic eu, despre ceea ce simte dumnealui sau gândește despre cum ne-am cunoscut sau cum am fost colegi sau, mă rog, dânsul... mă rog, câteva cuvinte. Și cascheta, bineînțeles, dacă o purtam, da, nici acolo. Bine, o mai purtam, da. Mulțumesc, Marian, pentru cinstea pe care mi-o face de a deschide această nouă serie de... Da, sunt puțin neobișnuit cu această postură. Mulțumesc pentru cinstea pe care mi-o acorzi de a începe această nouă serie de alocuțiuni ale celor care sunt dragi ție. Ce pot să spun? Prezența ta în unitate acum două zile a fost surprinzătoare. Însă, mai surprinzător a fost motivul care a stat la baza vizitei respective. Mă așteptam să discutăm despre cariera ta, mă așteptam să discutăm despre proiecte, planuri de viitor. Sub nicio formă nu m-am așteptat să primesc invitația de a participa la această activitate onorantă. Sunt convins că această invitație a fost adresată pentru mine ca și persoană, dar și pentru mine ca și reprezentant al colectivului pe care cu onoare îl conduc. Marian, în numele întregului colectiv ISU, îmi scot casca în fața ta pentru pasiunea ta și pentru performanțele pe care le obții în această pasiune și sper, cred, de fapt sunt convins că în firul vieții care a stat la baza acestor poezii, așa cum a spus doamna doctor la început, se regăsesc și crâmpeie amintiri din perioada pe care alături de noi ai petrecut-o în unitate. Perioadă în care ai avut cea mai înaltă menire din lume, aceea de salvator. Nu în ultimul rând, Marian, nu pot decât să spun atât. Drag prieten, stimate fost coleg și brav camarad, cinste ție pentru pasiunea pe care o ai și rezultatele obținute și laudă nouă tuturor că suntem alături de el în acest moment, în această zi importantă din viața lui. Mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult, domnul colonel. Da, o să... Am să-i fac surpriza de a-l aduce în față pe cel care a fost salvatorul meu la un moment dat, cel mai bun prieten al meu, să zic că, așa cum știe el și cum simte el, două vorbe despre mine. Te rog, Remus, nu-ți fie niciun fel de... Deci, eu mă mândresc cu el. Mi-a fost și mi-este ca un frate. Am copilărit. Ați plecat, da? Da. Bun. Marian, mulțumesc, mulțumesc. La bună vedere. La Doamne bună ajută, vedere. Vă mulțumesc, Doamne, pentru prezență. Noi mulțumim că te-a salvat atunci, pentru că altfel astăzi nu am mai fi fost aici. Deci el este Remus Cucerave, se numește, este cel mai bun prieten al meu din copilărie, școală, am crescut împreună, sunt, nu, așa, nu e așa cum avem cu toții multe amintiri ce ne leagă, îmi este ca un frate și am să rog două, trei cuvinte, așa cum simte el, despre mine. Te rog, Remus. Bună seara tuturor. Bună seara, Marian. Îmi cer scuze că... Știu, eu
scuze că eu sunt nemotiv și am foarte multe emoții. Nu trebuie să pui numai așa două, trei vorbe, ce vrei să vreau să-l felicit în primul rând pentru lucruri care le-a făcut pentru prieteni, pentru orașul Tulcea, cu publicarea acestei cărți și sper să ne încânte pe viitor și cu mai multe volume, să vină mai des în România, să ne le publice, să ne le prezinte, să ne le dăruiască. El este pentru mine cel mai bun prieten, ca un frate mi-a fost, îmi este și îmi va fi. Mulțumesc! Vreau să vă întreb ceva. Cum puteți să rămâneți prieteni atât de buni pentru faptul că dumneavoastră sunteți în Tulcea și el este acolo? Cum puteți să mențineți această relație? Ce vă leagă? Sau ce nu poate distruge această relație? Chiar este emoțional ce spuneți. Da, e emoționat foarte mult și am să răspund cred, pentru el. Zic eu că ceea ce ne-a legat din copilărie a fost atât de puternic încât aș zice eu, așa folosind nu, un termen, niciun fel de furtună, cât de puternic ar fi, nu ar distruge ceea ce ne-a legat pe noi doi. Și legământul, așa cum v-am spus, a fost unul uriaș în momentul când el mi-a salvat efectiv viața. Pe lângă toate cele petrecute împreună. Și pentru asta îi mulțumesc în fața dumneavoastră tuturor pentru prezența lui în viața mea. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnule Remus. Fără cuvinte. Mulțumesc, Remus. Da, am să-l invit acum pe un fost coleg. Se numește Radu Daniel. Am să-l rog să vină în față, să zică și el două vorbe. Am fost, îmi pare rău că domnul primar a plecat, dar am fost colegi și suntem foarte buni prieteni. Și am să rog și pe el să zică două vorbe. Bună seara, stimați invitați. Tot omul am și eu emoții. Revederea, nu ne-am văzut de, cred că, 6-7 ani. Cred că e mai bine. Și eu prin prisma meseriei navigator, tot plecat. Într-adevăr, în tinerețe am încercând viață să facem cum e mai bine pentru familie noastră, am încercat fel și fel de meserie. Așa a fost începutul democrației noastre, din poeziile tale. Așa a fost. Și tot am încercat. De aceea am ajuns și la Corpul Gardierilor Publici și am perioadele de început a poliției locale, unde în turele noastre și de noapte și de zi și Marian era, eu poate mai puțin, dar Marian era tipul de om, eu încercând să aplic legea, așa era vremurile să ne afirmăm, da? Haide să facem procese verbale, să luăm bani, să facem, să ne ridicăm în cariera noastră de început atunci. Marian, lasă-mă, uite, sunt oameni buni, lasă să nu-i amendăm pe acești oameni. Haide, lasă că vedem, discutăm, o să fie bine. Și a fost bine. Am emoții, pentru că mi-am aduc aminte de acea perioadă. Sunt foarte bucuros, a fost o surpriză imensă. Am urmărit pe Facebook începutul poeziilor tale pe care ai început să le postezi. Le citeam cu drag, mai ales și eu, departe fiind și eu patriot, și eu cu dor de țară, de familie, mă emoționau. Mai vorbeam din când în când, pe Messenger, pe WhatsApp. Și acum sunt foarte emoționat când văd și băiatul, și fata, și soția ta. Nu ne-au văzut de atât timp. Și în situația de față, îmi pare rău că și domnul Hoge a plecat. Vreau să-i mulțumim pentru ce a făcut pentru noi atunci, pentru susținere. Ce să zic, Maria? Succes în continuare. Sper să ne vedem mai des, chiar dacă ești departe și să apare cât mai curând și în alt volum, pentru că potențial este și știu asta, sigur. Ai o inimă foarte, foarte mare, nu cape aici, în această piață.
Vă mulțumesc și succes! Mulțumesc, doamna Corina! Dar nu pot să nu invit un fost coleg, dacă tot am spus, un fost coleg de liceu. Trebuie să invit neapărat, că am zis că ei au fost cei care, și atunci am să invit și după care, ca să nu plictisim, dacă o să mai vrea cineva să spună vreo vorbă. Știți, dar... vreau să întreb, mă iertați că intervin. Da. Dacă erați femei, oare tot așa prietenie trainică rămânea între dumneavoastră și toți cei de față? Aici dumneavoastră trebuie să răspundeți, că dumneavoastră sunt femeie și știți cum e. Nu știu, nu știu. În orice caz, am să rog pe unul din foștii colegi de liceu, sunt câțiva aici prezenți, marea majoritate mi-a spus că nu poate ajunge și, în sfârșit, e luna august, nu la concediilor și eu am înțeles asta, așa am putut și eu să vin, nu? Am să rog unul din colegi să spună câteva vorbe, ce și cum mă mai știe el și cum a văzut în perioada liceului, cum mă vede acum, sau ce simte el, orice vrea el să spună două vorbe. Și am să-i fac surpriză să-l aduc în față, și am ales din colegii care, și să nu se supere ceilalți, l-am ales pe colegul Ștefan Barbu, se numește, are un nume predestinat, zic eu. Este un băiat deosebit și un fost coleg deosebit, un prieten, și două vorbe, dacă se poate, Ștefan. Bună seara! Mă bucur că am ajuns la această deschidere de carte. Maria, nu mă așteptam, sincer. Deci, a fost, cred că declicul de care vorbeam mai devreme, a fost din momentul în care ne-am revăzut și cu ajutorul colegului nostru potrivit, da, am început să mai facem niște versuri, unele mai reușite, altele mai puțin. El a făcut și el niște versuri. A făcut niște versuri pe care mai în glumă, mai în serios, ne-au plăcut. Majoritatea au fost chiar foarte reușite, da. În liceu nu prea ne-am cunoscut, să fiu sincer, cu toate că eram foarte zburdalnici, ca toți tinerii. Cred că am început să ne cunoaștem mai mult în momentul revederii. Și vă spun cu sinceritate că când am ajuns de revederea 31 de ani, mi-a fost cam teamă la început. Și apoi, după ce s-a întâmplat treaba asta, chiar am fost fericit și nu mă așteptam să fie atât de multă bucurie să socializăm pe acest grup de WhatsApp, să ne cunoaștem mult mai bine și familiile, într-un fel, și ca mod de viață, și ca obiceiuri. Deci, Marian, te felicit din suflet. Mă bucur că m-ai invitat. Mă bucur că ai ajuns să publici un volum de versuri. Sper să fie și altele. Și sper să mai facem și noi ceilalți niște versuri. Chiar vă rog să chiar vă provocăm. Da. Chiar că la un moment dat aveam trebuie să spun asta, aveam un pic de competiție. Mai era o fostă colegă, Georgeta, care mai spunea fel de lucru. Adică a fost o chestie frumoasă. Deci un adevărat cenacul. Și la un moment dat, el a făcut-o, și mi-aduc aminte, dar nu mai aduc aminte versurile, dar a făcut-o o scurtă poezie care zice că ceva de genul, că nu poate să se pună cu mine, care fac performanță, ceva de genul ăsta. Era în acea... Adică am văzut că eu tot scriam și eu tot scriam și eu tot puneam câte o poezie la început, da, până câte două, trei săptămânal. Dar eu i-am zis, nu există așa ceva, nu. Noi suntem noi, te rog, pune acolo ce-ți vine, că și mie eu fac același lucru. Da, e clar că nu mai țin minte. Da. Nu urmează asta. Da. Da, mulțumesc din suflet, Marian, mulțumesc și succes eu pe mai departe. Mă bucur că ai putut atâta drum să vii să ne bucuri, că ai avut curaj să ne bucuri cu așa ceva și mă rog să se mai întâmple. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Am bătut drumul și trebuia să văd cum zicea domnul primar pe soacra mea, am puteam să... Și eram, nu? Știți cum e cu vorba aia. Da, ce să spun? Dacă doamna Corina o să mai aibă ceva de adăugat sau nu, dacă nu, eu am să o rog la un moment dat pe doamna Corina, pentru că dacă ați observat, eu am să vă spun așa.
Și am să repet probabil ce am zis la început, la un moment dat. Doamna Corina este doctor de trupuri și de suflete, un artist desăvârșit, este o poetă, o scriitoare, o pictoriță și o cântăreață. Și în spatele dânsei, poate ați observat, este o chitară care am înțeles că dânsa o are din copilărie sau o are de la dânsa, o să ne spună mai bine. De la tata, chitara are vârsta mea, 53 de ani. Și luată dacă... din primul salariu de medic al mamei pentru tata, acum 53 de ani. Și am să vă rog să nu o fi adus degeaba și să ne cântați ceva, dacă se poate și dacă... Sincer, nu voiam să mai... au fost niște momente atât de emoționante. Eu seara asta că... este despre dumneavoastră. Așa și e. Nu voiam să mai fac acest gest. Un mic cântecel. Totuși am să-l fac, pentru că ați venit de unde ați venit. Și dumneavoastră v-a dat, vreau să vă auzim cântându-ne un mic... după această melodie, eu v-aș propune dumneavoastră și distinsei dumneavoastră soții să luați loc aici. Și propun ca sesiunea de autografe să se desfășoare aici pe loc, pentru că măsuța cealaltă este mică. Da, e bine. Și cât o să cânt eu cu chitara, v-am lăsat aici un mesaj pe care să-l citiți. Da. În altă ordine de idei, nu este vorba de o reprezentație sau de, știu eu, a ne pune în evidență cu acest lucru. Pentru că eu, la rândul meu, am considerat întotdeauna că artistul din România este mai special decât oricare din altă parte, chiar și decât cei din Canada. Pentru că, în general, artiștii mari care apar la televizor, care ies pe stadioane, au stadioane pline, sunt oameni susținuți de o întreagă industrie. O industrie, dacă vreți, de la o industrie cosmetică, de la o industrie a sportului, de la o industrie muzicală, de la o industrie, de ce nu, financiară. Deci fac lucrul acesta pentru a câștiga de pe urma unui artist, să spunem cum este Madonna, câștigă și cosmeticiana, și coafeza, și muzicanții, și toată lumea trăiește acolo, se vorba de bani foarte mulți. Poate că fără tot stafful din spate, nu știm dacă acel personaj singur ar fi ajuns unde a ajuns în contextul în care a fost atât de mult susținut. Artistul de România, după părerea mea, este un artist care nu are în spate nici echipa de sunetiști, cu excepția lui Bogdan Davideanu, nici echipele de la televiziuni, cu excepția lui Bogdan Davideanu de la Accent TV, Tulcea, nici o armată de masări, nici o armată de cosmeticiene, de chirurgi estetice și așa mai departe, care să-i facă artiști. Artistul de România vine în fața dumneavoastră, așa cum îl vedeți, singur, cu cartea lui, cu penelul lui, cu pixul lui, cu... singur cu chitara lui și așa mai departe. De aceea, melodia pe care vă propun este o compoziție a mea, muzică și versuri, care se referă la artistul de România, căruia eu îi aduc un omagiu prin acest cântec. Și sper să-l mai țin minte, pentru că n-am avut timp să repet. Și martorăi chitara mea, ce-ar fi artistul fără de lună? Această lume ar fi nebună, fără artiști n-ar exista. Ce-ar fi poetul fără de voi? Eterne suflete pereche, cu palme blânde la ureche, aplaudându-ne pe noi. Strângeți palma stângă cu cea dreaptă pentru cel ce-ți naște bucuria, și repetă după mine imnul, te sărut, artist de România. Strângeți palma stângă cu cea dreaptă pentru cel ce-ți naște bucuria, și repetă după mine imnul, te sărut, artist de România. Poemul tău de azi veac în templul de istorie nouă,
și împarte inima în două. Cu tine, sfânt, prieten drag, să uiți că ai fost vreodată trist, să uiți să mori ascultă-n stele, cum se sărută palme grele în fața templului artist. Strângeți palma stângă cu cea dreaptă pentru cel ce-ți naște bucuria și repetă după mine imnul Te sărut, artist de România. Strângeți palma stângă cu cea dreaptă pentru cel ce-ți naște bucuria și repetă după mine imnul Te sărut, artist de România. Strângeți palma stângă cu cea dreaptă pentru cel ce-ți naște bucuria și repetă după mine imnul Te sărut, artist de România. Strângeți palma stângă cu cea dreaptă pentru cel ce-ți naște bucuria și repetă după mine imnul Te sărut, artist de România. Vă mulțumesc! Ca dumneavoastră ne-a mers la suflet. Ne dorim așa ceva. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! M-ați onorat! Consider că evenimentul ăla este unul la care nu m-am așteptat. Și m-am așteptat de adevăr. Deci, de obicei, acestea sunt momentele cele da. Care nu sunt neapărat. Exact. Mulțumesc. Și martorăi chitara mea, ce-ar fi artistul fără de lună? Această lume ar fi nebună, fără artiști n-ar exista. Ce-ar fi poetul fără de voi? Eterne suflete pereche, cu palme blânde la ureche, aplaudându-ne pe noi. Strângeți palma stângă cu cea dreaptă pentru cel ce-ți naște bucuria și repetă după mine imnul Te sărut, artist de România. Strângeți palma stângă cu cea dreaptă pentru cel ce-ți naște bucuria și repetă după mine imnul Te sărut, artist de România. Poemul tău de azi veac în templul de istorie nouă și împarte inima în două. Cu tine, sfânt, prieten drag, să uiți că ai fost vreodată trist, să uiți să mori, ascultă-n stele, cum se sărută palme grele în fața templului artist. Strângeți palma stângă cu cea dreaptă pentru cel ce-ți naște bucuria și repetă după mine imnul Te sărut, artist de România. Strângeți palma stângă cu cea dreaptă pentru cel ce-ți naște bucuria și repetă după mine imnul Te sărut, artist de România. Strângeți palma stângă cu cea dreaptă pentru cel ce-ți naște bucuria.